Puțini sunt cei care știu ce pot face cu uleiul menajer folosit sau unde trebuie stocat cel industrial. Cei mai mulți îl aruncă la întâmplare, dar gestul lor are efecte nocive atât pentru mediu cât și pentru sănătatea celor din jur. De aceea, reprezentanții gărzii de mediu Olt îi sfătuiesc pe oameni să fie prudenți și să predea uleiul uzat firmelor specializate. Persoanele fizice care folosesc uleiul pentru bucătărie, acest ulei nu trebuie aruncat în canalizare sau pe sol sau în apele de suprafață, și mai avem o situație a uleiurilor industriale. Acestea sunt uleiuri care au în compoziție deșeuri periculoase și ele au destinația foarte clară de a fi colectate conform codului respectiv. Mulți olteni spun că folosesc uleiul uzat în alimentația animalelor sau pentru producerea săpunului, iar alții îl aruncă la gunoi pentru că nu știu despre centrele de colectare. Unde aruncați uleiul uzat? Uzat? Folosit. La porci. Să mănânce porcii. Ars? Ce să facem cu el? La tomberon. În sticlă. Dar știți că este periculos pentru mediul înconjurător? Păi să ne ofere cineva niște... Trebuie să fie centrele astea de colectare mai dese. Sau ăștia care gunoi să aibă un butoi cu ei. Asta ar fi cea mai bună soluție, că ăla trece pe la toată lumea. Pe altfel nu. Păi eu îl strâng, fac să pun din el. Asta fac, nu-l arunc. La porci. La porci, la să-l mănânce porcii. Persoanele fizice care aruncă la întâmplare uleiul menajer uzat riscă amenzi între 100 și 1000 de lei, iar persoanele juridice între 7500 și 22500 de lei. Anul trecut însă o singură amendă de acest fel a fost aplicată de comisarii de mediu.